Bine v-am regăsit la ora de fotbal adevărat. Putem să-i spunem un breaking news. Avem, începem cu o știre foarte proaspătă. Noi de regulă la ora de fotbal adevărat vorbim despre ceea ce s-a întâmplat în weekend, includem câteodată și ziua de vineri. Asta s-a întâmplat luni la prânz, s-a tras la sorți primăvara, prima fază, prima etapă a primăverii din UEFA Champions League. S-au tras la sorți optimile de final. Vă aduceți aminte că am vorbit. Nu mai știu dacă la ora de fotbal adevărat sau la breaking the news. Nici nu mai contează, dacă aveți curiozitate, puteți să căutați pe site, pe sportextra.ro, pe YouTube, acolo unde puteți să dați subscribe și găsiți arhiva. Sau pe contul meu de TikTok, fără probleme, sau pe contul de TikTok Sportextra. Vorbeam despre tragere, ne gândeam noi cine, cu cine, ce meciuri tari ar putea să fie, ce ne dorim fiecare. A picat asta. Meciurile sunt bune, nu există meciuri proaste, sincer, nu există meciuri proaste în Champions League, mai ales în primăvară. Am mai spus asta, părerea mea, din septembrie până în decembrie avem Liga Campionilor, aveam, că din sezonul viitor, gata, e alt sistem. Din septembrie în decembrie aveam Liga Campionilor, din februarie până în mai, iunie, când e finala, avem Champions League. Aici începe Champions League cu adevărat. Pentru că meciurile sunt eliminatorii, nu mai marge de eroare și așa mai departe. Astea sunt meciurile. Porto, Arsenal, Napoli, Barcelona, PSG, Sociedad, Inter, Atletico, Eindhoven, Dortmund, Lazio, Bayern, Copenhaga, Manchester City și Leipzig, Bayern, München. Meciuri bune. Foarte bune unele. Dar niciunul tare. Nu știu dacă sunt doar eu dezamăgit, dacă sunteți și voi dezamăgiți, aștept comentarii pe tema asta. Nu merg pe ideea bilelor încălzite, ok, să fim serioși. Până la urmă, teoria ale conspirațiilor putem să facem până ne plictisim. Merge pe ideea că așa a ieșit și cu asta basta. Au ieșit meciuri bune. Care să fie cel mai bun meci? Care credeți că e cel mai bun meci? Unii văd Napoli-Barcelona. Da. Alții mai degrabă văd Inter-Atletico Madrid. Și mie mi se pare că ăsta e meciul, ar fi meciul. Napoli, Inter, Atletico Madrid. Unii vorbesc și de Leipzig cu Real Madrid. Ăsta mi se pare și mie un meci de la care așteptăm spectacol, un meci la care va fi foarte bun. De aici încolo putem să facem niște calcule, putem să facem niște pronosticuri, avancronici, previziuni, cum vreți să le spuneți. Suntem totuși în decembrie, la mijloc de decembrie. Meciurile astea se joacă la mijloc de februarie, mai e luna ianuarie, toată cu perioada sa de mercato, mai e un pic din februarie de încălzire așa și ce mai rămâne din decembrie. Dacă meciurile s-ar fi jucat săptămâna viitoare, da, ar fi mers așa un pronostic mai adecvat. Așa, jucându-se peste multe săptămâni, încercăm doar cu anumite asteriscuri, așa ca la reclame. Eu aș zice că Arsenal e în regulă aici. Mulți merge mai departe, după părerea mea, ar merge mai departe Arsenal de aici. Mulți merg pe ideea și nu am văzut repede cât am putut până practic înregistrez imediat după ce s-a terminat tragerea la sorți. Am așteptat doar o formulă grafică să putem să îi dăm drumul. Și deja au început comentariile, mulți merg pe Napoli în meciul cu Barcelona. E ultima impresie a acestor rezultate proaste. Atenție că până în februarie mai e. Despre Barcelona o să vorbim imediat și despre problemele pe care le are. Vorbim imediat în ora de fotbal adevărat. Eu înclin să cred că și avantajul terenului propriu și experiența Napoli e campioană Italiei, dar e departe de formă, a schimbat antrenorul, lucrurile nu sunt neapărat în regulă. Eu aș merge totuși pe Barcelona, echipa cu mai multă experiență, cu jucători, dacă punem jucători cu jucători, chiar și antrenor cu antrenor, plus eventuala perioadă de mercato, așa cum spuneam, rămâne Barcelona. Aici PSG a avut noroc. A avut noroc PSG, chiar dacă meciul retur va fi la San Sebastian și chiar dacă meciul nu va fi simplu, dar a avut noroc. E, aici, între Inter și Atletico Madrid, lucrurile sunt complicate. Problema este la Inter, care a avut în mână locul 1 și n-a forțat pentru el, a terminat pe locul 2 și uite, a dat peste Atletico Madrid. Returul este pe Metropolitano. Asta e un argument. Inter merge grozav, este un subiect al ediției de astăzi din ora de fotbal adevărat.
O să discutăm despre lupta la titlu în Serie A. Inter merge grozav, echipă mai bună decât în sezonul trecut, mai statornică, mai stăpână pe armele sale. Eu merg însă pe Atletico Madrid aici. Cu meci retur pe Metropolitano, cu experiența lui Cholo Simeone și așa mai departe, merg pe Atletico Madrid. Merg pe Borussia Dortmund aici, deși Eindhoven e o echipă care îi poate pune probleme. Meciul ăsta va fi iarăși unul foarte frumos, pentru că lucrurile, fotbalul ambelor echipe seamănă. Aici merg pe Bayern fără emoții, nu va avea Bayern nicio emoție cu Lazio. Aici de asemenea merg pe City și aici, chiar dacă nu va fi așa ușor cum crede lumea, merg pe Real Madrid. Practic a mers cumva pe calculul hârtiei, deși aici am impresia că totuși Inter este considerată favorită, vicecampioana totuși față de Atletico Madrid. A mers totuși pe calculul hârtiei. Sincer, poate că asta s-o fi și vrut. Niște sferturi de finală cu Arsenal, Barcelona, PSG, Atletico, Dortmund, City și Real Madrid. Și cine mai e? Da, astea sunt. Ar arăta bine. Deja sferturile ar fi grozave. Eu aștept păreri, aștept opinii, aștept comentarii. Greșesc eu unde am greșit în ceea ce am spus. Îmi plac comentariile, le aștept și le accept. Îmi plac și criticile mai mult decât laudele. Sunt și laudele mă fac să mă simt așa stingher. Îmi plac criticile, dar alea în regulă, nu. Adică dacă mi se spune că sunt prost, măcar să mi se spună și de ce, sau bou, sau așa mai departe, să spună: păi, ești așa pentru că ai zis că și nu e așa. Nu ești așa că pentru că așa vreau eu. Aștept părerile, criticile și așa mai departe, dar în principiu comentariile pe subiect. Încerc să dezvolt o comunitate de oameni cărora le place fotbalul european, fotbalul adevărat, așa cum îi zic eu, și care încercăm să depășim discuțiile care se croșetează, așa, se conturează și se fac, se construiesc prin Superliga noastră. Încerc să le depășesc. Aștept comentariile. Cum vi se pare tragerea asta la sorți? Cum vi se par previziunile mele, pronosticurile mele și de ce credeți că va fi altceva? Până una alta, ne despărțim de UEFA Champions League. Am spus acum săptămâna trecută, găsiți pe TikTok, pe sportextra.ro, pe YouTube, vă reamintesc, puteți da subscribe la Ora de Fotbal Adevărat sau la Breaking the News. La Breaking the News cred că am vorbit, da? Ultimul sezon a fost cu grupe. Găsiți acolo cum va arăta Champions League în prima sa fază din vară, din sezonul 2024-2025 încolo, cu o grupă unică, nu cu 8 grupe, și cu alte criterii de calificare. Până una alta, bye bye Champions League, abia așteptăm să ne revedem în februarie 2024. Și mergem mai departe. După ce am comentat împreună, după ce am comentat și aștept să comentăm împreună ulterior tragerea la sorți a optimilor din Champions League, dacă n-ați văzut, vedeți pe sportextra.ro, pe YouTube cu subscribe la Ora de Fotbal Adevărat sau la Breaking the News, sau pe TikTok, TikTok-ul meu sau TikTok-ul Sportextra. Hai să vorbim despre ce a fost în weekend. Cap de afiș a fost clasicul Angliei. Clasicul Angliei, Liverpool-Manchester United, rămâne catalogat așa. Deși ulterior au mai apărut alte variante de clasic de tip nou, mini-clasic și așa mai departe, Liverpool și Man United, echipele cu care adună împreună cele mai multe trofee, cele mai multe titluri din Anglia în principiu. Din Premier League nu prea, că titluri în Premier League, la Liverpool stă destul de rău. Dar ca trofee, în principiu, în general, ele sunt primele două. E surpriză. După părerea mea, e surpriză. Și uite ce surpriză ne face Man United. Cine s-ar fi așteptat ca Man United să meargă pe Anfield și să nu pierdă? Nu dăduse niciun gol în ultimele meciuri. 7-0 a fost în sezonul trecut. A mai fost un 4-0 acum două sezoane. Un 0-0 în regulă. Da, 7-0 ăla din sezonul trecut atârna greu așa, și Liverpool petrecut în martie, și Liverpool nu era Liverpool de astăzi. Mulți au spus că acolo practic a început cercul ăsta al problemelor la Man United. Oare
ce ziceți? Oare se închide cercul ăsta odată cu rezultatul de egalitate scos acum pe Anfield? Zice că zice Van Dijk că doar o echipă a încercat să câștige, ceea ce e corect. Man United s-a dus, era pe vremea lui Florin Halagian o tactică 0-0 și ciofi. Dom'le, 0-0 pentru United este un rezultat echivalent cu o victorie. E un punct, un punctuleț care nu-i ajută foarte tare în clasament, dar care îi poate ajuta la starea de spirit. Ten Hag a zis că își dorește o echipă cu caractere și a arătat United că sunt acolo niște caractere. A jucat cu determinare, cu hotărâre. Cu multe probleme Man United. Abia a încropit, adică dacă ne vă uitați, aveți curiozitatea să vă uitați pe caseta tehnică și o să vedeți schimbările pe care le-a făcut Liverpool și ce jucători a băgat Ten Hag. Serios, în afară de Rashford. Da, a scos. Cu eroism așa, cu puțin noroc, cu o apărare de tip autobază de multe ori, cu o strategie de echipă mică, fiindcă mai glumeam noi și Dinamo dacă se ducea pe Anfield să joace cu Liverpool, tot strategia asta o adopta la început, măcar în prima repriză. Dom'le, stăm acolo, nu ieșim în care unul zrup, să vedem dacă avem noroc. Au avut noroc. În repriza a doua, că de aici vine 0-0 și ciofi, în repriza a doua lucrurile au evoluat un pic și adică Man United a mai întins niște linii, balau, adică putea să-și câștige. Dacă Anthony era, care a jucat chiar bine, nu e un jucător pe placul meu și, mă rog, îmi pare că e la originea unor multe probleme prin vestiar Anthony, dar de data asta chiar a jucat bine. S-a dăruit, a alergat, apărare, atac, chiar a jucat bine. Dacă Anthony dădea gol, asistam chiar la o surpriză colosală. Sau poate greșesc eu, ce ziceți? Mi se pare că e o surpriză egalul ăsta dintre Liverpool și Man United? Că mie mi se pare că da. Ok, aici e un pic arogant să zicem Van Dijk. Da, e în regulă, el are dreptate, dar nu l-a întrebat nimeni. Băi, Virgil, dar voi când ați jucat cu City, meritați punctul ăla? Serios, adică a fost o ocazie și ați dat un gol. Că în rest, fotbalul l-a făcut City. Atunci, așa e fotbal, ce să-i faci? Dacă n-ați fost în stare să dați, să băgați mingea în poarta lui Onana, nici măcar foarte multe ocazii n-au fost. Senzația mea e că Liverpool s-a crezut victorioasă de dinainte. Adică multă lume a mers pe, s-a lăsat păcălită de chestia asta și a avut în cap o idee preconcepută, pornind de la cel 7-0. N-are nicio șansă, n-are cum, domne, n-are cum să nu-i bată, n-are cum. Câte bilete s-or fi rupt de nervi după meciul ăsta, n-are cum, mai ales că nu s-a dat niciun gol, adică măcar un gol. N-are cum să nu-i bată, s-au zis toți și cred că și-au zis și cei de la Liverpool. Care a arătat acum că există niște probleme și uite, încep să mă recalculez și să-mi reformulez în minte dilema pe care o aveam. Oare e Liverpool sau Arsenal? E contracandidata lui City pentru câștigarea campionatului. Că eu nu-i scot pe City din lupta pentru titlu. Despre City o să vorbim imediat, ca și despre Arsenal sau Aston Villa. Până una alta, Liverpool n-a putut să bage mingea poarta lui Liverpool, lui Man United. Nici n-a avut ocazie să spui, dom'le, a scos Onana, a fost miracol, a fost bombardament. A fost o dominare, dar n-au fost ceva ocazii. United s-a apărat cu cu Varane, cum a putut acolo, cu Johnny Evans, cum a putut, a scos-o până la urmă la capăt și să vedem, respiră Ten Hag. Cât îi va folosi rezultatul ăsta, vom vedea. Poate că da, dacă mulți consideră că de la 7-0 ăla din finalul stagiunii trecute de pe Anfield din martie au început problemele de fapt ale lui United, poate că acum s-au terminat. Cine știe? Ok, în etapa asta marele avantaj îl primește Arsenal. Arsenal câștigă pe teren propriu meciul cu Brighton. Marchează din nou Kai Havertz, adică deja se întâmplă ceva, Kai Havertz începe să dea goluri, câștigă Arsenal și începe pe primul loc. E pe primul loc acum în clasament, se tot schimbă lucrurile, înainte etapei a fost Liverpool, acum vine Arsenal,
care și-a câștigat meciul pe teren propriu cu Brighton, nu sunt prea multe comentarii de făcut aici, și care acum așteaptă meciul cu Liverpool de pe Anfield. Ăsta e un meci care ne poate spune niște lucruri, ne poate oferi niște adevăruri. În același timp, Aston Villa își duce treaba mai departe. Câștigă pe terenul lui Brentford, după ce Brentford are 1-0, e adevărat, profită de o superioritate numerică ulterior Aston Villa, dar întoarce și câștigă cu 2-1. Asta arată că și în deplasare, că se vorbea că Aston Villa, în afară de, are marele argument al terenului propriu și în deplasare cam scârție. Uite că întoarce, Brentford e o echipă incomodă. Nu e o echipă, wow, să zici, doamne, greu de... E o echipă incomodă, e ca o pietricică în pantof, care te enervează. Poți să mergi, dar te enervează la culme. Cam așa e Brentford. A marcat Oli Watkins, în fine, împotriva fostei echipe, nu contează. Ideea e că Aston Villa e acolo, rămâne. Acum e la egalitate cu Liverpool. Să strânge puțin lupta. Arsenal, așadar, este lider, este nou lider. Și așteaptă meciul din weekend. Avem pe 23, am tot spus asta. Sâmbătă primim așa un cadou înainte de Crăciun, meciul ăsta. Ăsta o să fie meci bun. Nu o să se mai poată plânge așa cum a făcut Van Dijk după meciul cu United, că domne, United s-a apărat, numai noi am atacat în meciul ăsta. Dacă n-ați văzut subiectul de mai devreme, îl găsiți pe sportextra.ro, pe YouTube, cu subscribe la Ora de Fotbal Adevărat sau Breaking the News, sau pe contul meu de TikTok sau pe contul de TikTok Sportextra. Așa spunea Van Dijk. Doamne, noi am doar o echipă a fost care a vrut să atace în meciul ăsta. Ok, hai să vedem, că pe Anfield o să atace și Arsenal. Că Arsenal nu va veni pe Anfield să se apere, că nu știe. Adică stilul de apărare al lui Arsenal este altul. Stilul de joc este altul. Arsenal va dori să câștige meciul cu Liverpool pe Anfield. Liverpool va dori să câștige meciul cu Arsenal pe Anfield. Manchester City va dori un rezultat de egalitate. Super meci ne așteaptă, iar despre Manchester City vorbim imediat. Vorbim despre Manchester City, imediat. Așa spuneam mai devreme, atunci când comentam prima poziție a lui Arsenal, primul loc al lui Arsenal, și prestațiile coerente ale celor de la Aston Villa, care sunt pe 2 la egalitate cu Liverpool, și vorbeam despre meciul, super meciul care ne așteaptă în weekend între Liverpool și Arsenal. Pe sportextra.ro, pe YouTube, pe TikTok-ul meu, pe TikTok-ul Sport Extra, găsiți tot ceea ce vă interesează, ceea ce am spus mai devreme. Inclusiv comentariile de după tragerea la sorți a optimilor din Champions League. Acolo unde City a avut din nou noroc, a dat peste Copenhaga. Bravo City! S-a descurcat. City, în schimb, nu se prea descurcă în campionat. 2-2 cu Crystal Palace. Am comentat meciul. E ceva ciudat în exprimarea echipei lui Guardiola, care nu se poate spune, am citit astăzi însemnând luni pentru cei care poate văd în altă zi, luni înregistrez, luni și joi sunt înregistrările pe care le fac. Ok, am citit în Times o cronică și o analiză și cei de acolo spuneau, dom'le, nu se poate spune că City joacă prost. Adică între egalul lui City cu Crystal Palace și egalul Barcelonei, despre care o să vorbim imediat, cu Valencia, e o diferență din punct de vedere al jocului, al exprimării. Problema lui Guardiola și a jucătorilor săi este că nu pot ține de un rezultat. Nu pot să mențină un avantaj. Încă un rezultat de egalitate. Egal, vă reamintesc, egal cu Chelsea, după ce City a condus până spre final. Egal cu Liverpool, după ce City a condus până spre final. Egal cu Tottenham, după ce City a condus până spre final. Egal acum cu Crystal Palace, după ce City a condus și încă a avut 2-0 până spre final. 4 puncte. 4 puncte din 12. 4 și cu 8. 8 puncte avans. Puneți alea 8 puncte. Uitați-vă repede pe un clasament. Puneți alea 8 puncte și o să vedeți pe City undeva sus. Peste. Și la distanță. Dacă mă întrebați pe mine, e regulă, e mai bine așa, ca frumusețea campionatului, ca derulare, ca suspans și așa mai departe. Dacă îl întrebăm pe Pep, sigur că nu-i convine. Dar ceva se întâmplă. Ceva se întâmplă cu echipa și cu el. N-a făcut nicio schimbare.
face o schimbare absolut bizară în meciul ăsta cu Crystal Palace, îl bagă pe Stones în prelungiri. După ce Crystal Palace dă gol, face 2-2, îl bagă pe Stones. Păi ce îl bagi pe Stones cu 2 minute, un minut cât mai? Ce mai face Stones? Nici nu știu dacă a atins mingea. Nici o schimbare, adică City și Pep se plânge, dom'le, caledarul, jucătorii s-o obosiți. Păi fă-mă niște schimbări, mai bagă unii, mai bagă, adică nu poți să te plângi că n-ai lot. Serios, City. N-a făcut nicio schimbare și are meci la Mondialul Cluburilor, despre care o să vorbim joi la Breaking the News. E, ok. Senzația mea este că cei de la City au prins așa un fel de snobism, de superioritate de asta, de a ușoară aroganță. Dom'le, hai, suntem City, ce... Dar trebuie să fie mulțumiți ăștia de la Crystal Palace. Avem 2-0 și pasăm. Ar fi să fie mulțumiți că nu ne ducem noi City peste ei și să le mai dăm vreo 3-4-5 să-i rupem cu bătaia. La fel și Tottenham. Și cu Tottenham, doamne, ar trebui să fie mulțumiți. Ce naibă, serios. Ok, cu Chelsea a fost un meci de dute vino. Liverpool era adversar. City are avantaj în care încearcă după aia să-l gestioneze pe acolo, nu poate. Din snobismul ăsta, din aroganța asta, apare superficialitatea în anumite faze, că penaltiul din care a egalat Crystal Palace e comic. Serios, face Foden un penalti comic. Bine că nu i-a smuls genunchiul ăla adversarului. Și uite așa se întâmplă că se întâmplă. În momentul ăsta, sticky start, zice Daily Mail. Și ne uităm așa și găsim cu 34 de puncte pe cei de la City după 17 etape. Păi ia să ne uităm că e cel mai slab start. Mai slab un pic aproape a fost 35 de puncte sezonul 2020-2021 pe care l-a câștigat. 2019-2020 pe care l-a terminat pe 2. Astea au fost. Și primul, ăsta e primul sezon al lui Pep pe care l-a terminat pe 3. Ok. Dar ăsta e cel mai slab sezon pentru Guardiola și ai lui. Nu mai pun astea 49 de puncte în 17 meciuri. Adică 49 de puncte din 51 posibile. Vă dați seama ce a fost în sezonul ăsta, că eu nu mai mi-au caminte exact. Poate vă aduceți aminte și comentăm împreună. Eu nu mai mi-au caminte exact, nici nu comentam atât de des că nu erau la noi. Da, serios, 49 de puncte din 51. Deja este o exagerare. Eu am crezut că e o greșeală. Da, revenind, 34 de puncte. Diferența față de astea de aici este că acum, și am mai spus lucrul ăsta, City are doi adversari. Dacă nu cumva trei. Hai să zicem 2.5 cu unul care încearcă să se strecoare pe acolo, dar eu consider 3. Liverpool sau Arsenal, o să vedem pe cine punem pe primul loc după meciul din weekend, pe prima poziție asta de challenger. Liverpool, Arsenal și Aston Villa. Când te canalizezi să te bați cu 1, e în regulă. Când te canalizezi să te bați cu 2, 3, e un pic mai greu. Pe de altă parte, și ăștia se bat între ei și asta poate să ușureze misiunea echipei lui Guardiola, care întotdeauna în retur așa mai bine decât în tur. Acum și cu tragerea asta la sorți, cu FC Copenhaga, deja e în sferturi, aproape în sferturi. Cine știe? Dacă nu, cumva o să-i vedem pe City, ne trezim cu City prin finală din nou. Dar aici, în campionat, lupta e deschisă, dar e parcă mai grea ca niciodată pentru câștigarea titlului. Știți expresia aia, să ne dăm viața pe teren? Ne vom da viața pe teren. Mai spun unii jucători pe la noi. Am ascultat-o inclusiv sâmbătă, eram la emisiune și înainte de Liverpool cu Man United, și a vorbit un jucător de la Oțelul Galați, sincer, fără ca asta să fie o lipsă de politețe sau nu mai am aminte cum îl cheam, nu e domeniul meu și nu sunt foarte interesat, dar eram în emisiune după meci și l-am ascultat, era o reacție imediat, jucătorul meciului pusese, care a spus, domnule, noi Oțelul suntem o echipă fără vedetă, dar ne dăm viața pe teren la fiecare meci, hai să nu ne-o mai dăm. Hai să nu mai folosim expresia asta nici în glumă. Sigur că expresiile, cineva mi-a scris, doamne, acum ce să facem, că așa e limba română. Da, e în regulă, murim de râs. Hai, ok, poți să râzi. Așa e limba română, cinică. Aia nu e o expresie tocmai fericită, fiindcă, iată, se poate întâmpla ca moartea
să vină pe teren să bată la ușă. De data asta n-a găsit pe nimeni acasă, pentru că Lockyer, capitanul lui Luton, a avut noroc. Se întâmplă meciul Bournemouth-Luton Town, întrerupt prin minutul 60 și ceva, 1-1 era scorul, dar nu mai contează. Meciul se întrerupe pentru că Lockyer are un atac cardiac. Al doilea în decurs de 7 luni, deja nu mai în regulă. El a mai suferit o problemă de genul ăsta în meciul de pe Wembley de promovare al lui Luton Town cu Coventry, acum 7 luni. Povestesc jurnaliștii englezi, am citit în toate ziarele, dom'le, pe Wembley, stadionul mare, foarte mare, uriaș, nu prea se vedea, a fost o problemă, n-a palpat lumea. Aici a fost groaznic. S-a lăsat o liniște, se vedea reacția jucătorilor, antrenorului Luton Neil Edwards, care e și tânăr și apropiat de jucători, plânge, a început să plângă, știind probleme, el a fost primul, sunt imaginile cu el, primii care au intrat pe teren au fost doctorii lui Luton, doctorii lui Bournemouth și apoi antrenorul lui Luton, care a fugit, știa ce se întâmplă. Și spunea loc, așa îi spunea lui capitanului. Are o problemă. Ok, după ce i s-a întâmplat pe Wembley acum 7 luni, a suferit o intervenție, ablație, în fine, nu intru în detalii medicale. Poate cineva care se uită la noi știe mai multe lucruri despre asta și poate să comenteze. Ar aduce un plus cu astfel de comentarii. Să ne explice exact ce înseamnă, ce probleme și așa mai departe. Unde nu stăpânesc, nu mă bag. Sper să fiu ferit de problemele astea. A avut intervenția aia, era o tulburare de ritm cardiac. Ok, atunci a suferit o tulburare de ritm cardiac. Care, de principiu, există la foarte mulți oameni și se rezolvă. Problema e că ei nu sunt ca toți, ca noi toți, ca ceilalți oameni. Ei sunt fotbaliști și aleargă, mai ales în Premier League, unde se aleargă enorm. A doua oară a suferit, acum a fost de-a dreptul un atac. Atac cardiac, stop cardiac, cardiac arrest, for the second time, zice și Mirror. Și de acum s-ar putea să se schimbe niște lucruri, niște reguli și, din păcate, pentru capitanul lui Luton s-ar putea să fie final de carieră. El și-a dorit enorm să bifeze niște meciuri în Premier League, ceea ce a făcut. A jucat, a bifat niște meciuri, a jucat și cu City, și cu Arsenal, și cu Liverpool, ok, 29 de ani. Fotbalul e foarte important. E o chestiune de viață și de moarte, ba mai mult decât atât, se tot zice. Ba eu a zice că nu. Viața trebuie să aibă întâietate și meciul ăsta cu viața nu trebuie dus. Meciul cu moartea, mai bine zis, nu trebuie dus. Nu trebuie să ne jucăm cu ea. Trebuie să avem grijă să o ținem departe, să nu îi oferim prilejuri să ne bată la ușă. Asta este valabil pentru toată lumea. Să facem cumva să nu îi oferim prilejul ăsta. Ok, dar mă tem că din punctul lui de vedere cariera asta a cam închis și cred că se vor schimba niște reguli și în Anglia. Englezii, țineți minte că l-au primit pe Christian Eriksen. Italienii au zis, domne, nu. Christian Eriksen are, să-i spun în termen popular, un motoraș la inimă după ceea ce a pățit la Euro atunci. Care îi pornește, dacă e ceva, pac, îi pornește. Da, e regulă, sunt sute de mii, milioane de oameni poate care au asta, dar nu joacă fotbal. Italienii nu l-au primit pe Christian Eriksen, englezii da. E o politică un pic relaxată, care cred că se va restrânge. Cred eu că se va restrânge puțin și lucrurile vor evolua. Până una alta, fotbalul s-a oprit meciul, nu se mai putea juca. Vine un moment în care fotbalul trece în plan secund, pentru că, așa cum e o reclamă pe la noi, viața cam are întâietate. El Barça, otro paso atrás. Încă un pas înapoi, zice AS. Despre meciul pe care Barcelona l-a terminat la egalitate cu Valencia, la Valencia, pe Mestalla. Dacă ne uităm la ultimele meciuri, ar trebui să considerăm un pas înainte. Nu? Barcelona în etapa trecută pierde acasă cu Girona, iar în următorul meci pierde în Belgia pe terenul lui Royal Antwerp în Champions League. În regulă, ar trebui să fie un pas înainte. Și chiar a fost un pas înainte din punct de vedere al jocului. Jocul Barcelona a arătat un pic mai bine, mult mai bine față de cel cu Antwerp și un pic mai bine față de cel cu Girona, în condițiile adevărat în care Valencia e o echipă de pluton. E un pas înapoi însă,
în ceea ce își doresc jucătorii Barcelonei și conducerea și Xavi și suporterii, adică lupta pentru titlu. E un pas înapoi pentru că Real Madrid s-a distanțat. Nu știu la momentul în care registrez ce o să facă Girona cu Alaves și e posibil să se, să se distanțeze și, și Girona. Barcelona a avut 1-0. N-a putut să se, n-a putut să țină de acest 1-0. Are 20 de goluri luate. 20 de goluri Barcelona a luat, însă mai pun o dată, unde să pun? Nu te pun aici, nu că aici nu se vede. Hai să punem aici. 20 de goluri. 20 de goluri încasate are Barcelona. Nu iese bine asta. 20. După 17 etape. 20 de goluri după 17 etape. 20 de goluri a încasat al 20-lea gol, l-a încasat Barcelona în ultima etapă a sezonului trecut, adică etapa 38-a. În condițiile în care în ultimele 5 etape a luat vreo 8, că se era, era deja campioană matematic și nu s-a mai concentrat și a luat 8 goluri, dacă mi-au eu bine aminte. Apărarea e o mare problemă, dar la fel de mare problemă este atacul, este în coada Europei în ceea ce privește eficacitatea, efectivitatea, eficacitatea, zice, cine zice, Sport din, din Barcelona. Barcelona reușește să marcheze 11% din șuturile pe care le trage, spre, din acțiunile pe care le are. Era o statistică pe care am primit-o în timpul meciului. Eu am comentat meciul Valencia-Barcelona și mi s-a părut uluitoare. Barcelona este prima echipă din campionatele puternice ale Europei, ca astăzi se iau în considerare top 5 campionate, este prima echipă la nivel de ocazii generate, de situații generate. Și pe locul 76 la transformarea lor în goluri. Este uluitor. E uluitor lucrul ăsta. Serios, adică în condițiile în care sunt campionate cu 18 echipe, adică e în coadă rău acolo. Și se și vede pe asta, toate statisticile astea vorbesc fix despre asta. Nu mai reușește să transforme și nu mai este acea echipă cinică, așa cum era în sezonul trecut, ci care cinismul ăsta a ajutat-o să câștige campionat. Care să fie soluțiile? Zice Sport astăzi că sunt două. Acest tânăr jucător, Marc Guiu, care a dat gol în campionat, vă aduceți aminte, gol în Champions League și care acum a fost uitat. Fantastic, l-a uitat ce avea pe bancă. Dar bagă-l și tu un pic. Scoate-l pe Lewandowski. Ca, dacă tot îl ai și vezi că Lewandowski nu e în regulă, scoate-l și încearcă și cu copilul ăsta, că poate reușește. E mai activ. E o problemă mare cu Lewandowski. E foarte greu de explicat, e foarte ciudat. Nu înțeleg ce se întâmplă cu Lewandowski. Lewandowski, cel care a plecat la Cupa Mondială, era unul. Cel care s-a întors la Cupa Mondială a venit... Este în cap, este așa pe o sanie, parcă nu mai știe să dea golul, parcă nu mai știe să gestioneze faze, nu mai știe să protejeze, ratează, a ratat în meciul cu, vă aduceți aminte, meciul cu Girona, la 3, la 2-3, are ocazie de egalare, cu Ditai toată poarta în față, sare la cap și dă cu umărul. Ceea ce Lewandowski dădea golul ăla cu ochii închiși acum câțiva ani, chiar și acum un an. Ceva se întâmplă cu Lewandowski. Ok, asta ar fi o primă soluție și cea de-a doua soluție este acest Vitor Roque care va veni. El e deja antamat, jucător din Brazilia, e un jucător tânăr, bine, un pic mai mare decât Guiu. Sunt două variante de jucători tineri pe care le va primi, două vitamine pe care le va primi Xavi și care s-ar putea să-i folosească. De-aia spuneam eu la început, dacă n-ați văzut subiectul care am deschis astăzi, Ora de Fotbal Adevărat, și anume tragerea la sorți din optimile Champions League, acolo vorbeam despre șansele fiecare echipe. Dacă n-ați văzut, intrați pe sportextra.ro, găsiți înregistrarea integrală, Ora de Fotbal Adevărat, pe YouTube, cu subscribe la Ora de Fotbal Adevărat sau la Breaking the News și așa vă este mult mai simplu, pe contul meu de TikTok sau pe contul de TikTok Sport Extra. Și acolo spuneam eu că mulți văd pe Napoli la momentul ăsta, imediat după tragerea la sorți fac înregistrarea, ca să precizez, văd pe Napoli favorită. Aia până în februarie mai e. Eu am mers pe mâna Barcelonei pentru că există calitate mare în lot și a fost o îmbunătățire. Lipsește golul ăsta, care trebuie să, cumva dacă vine,
se schimbă foarte multe lucruri. Odată cu venirea lui Victor Roche și cu apariția acestuia, poate că și Lewandowski se mobilizează altfel, e așa o provocare pentru el, că e prima dată când are, după multă vreme, el nici la Borussia Dortmund nu avea o dublură, unul care putea să-i spun, ia dă-te bă, că va cu joc eu. E, asta s-ar putea să se întâmple cu, în primul rând, cu Victor Roche, dar și cu... Și asta s-ar putea să-l ajute pe Lewandowski, să încerce. La Lewandowski nu e de lăsare, e pur și simplu un moment, o lipsă de inspirație, de încredere, e o stare mentală, nu e vorba de lăsare, că el aleargă, joacă, se implică. E, astea sunt problemele Barcelonei. Până una alta, marea problemă a Barcelonei este clasamentul din La Liga, pentru că Real Madrid s-a dus sus, imediat o să vorbim. Girona rămâne sus, Atletico are un meci mai puțin disputat și s-ar putea să vină peste. Obiectivul de recâștigare a campionatului pare greu. În momentul ăsta pare greu, foarte greu de atins. Ok, vorbim despre Real Madrid. Rămăsesem pe ideea asta. Mai devreme am vorbit despre Barcelona și problemele sale pe parcela ofensivă. Sportextra.ro, YouTube, TikTok, găsiți unde doriți înregistrările. Real Madrid a dat peste Leipzig în optimile Champions League. Am comentat tragerea la sorți cumva la cald, că abia se terminase când am început înregistrarea. Din nou găsiți pe sportextra.ro, pe YouTube, cu subscribe la Ora de Fotbal Adevărat sau la Breaking the News, sau pe contul meu de TikTok, găsiți comentarii. Și comentariile celor care, argumentele, comentariile celor care au văzut și au dorit să comenteze. A dat peste Leipzig, nu e o tragere ușoară. Nu e un adversar ușor. Evident că Real Madrid este favorită, destul de mare, dar nu e un adversar ușor. Leipzig nu e un adversar facil, e o echipă care atacă, e o echipă care își dorește să atace, va fi un meci frumos, spectacolul va fi agreabil. Aici Madrid puede con todo, zice Marca, adică a bătut și pe Villarreal cu 4-1, a trecut pe primul loc momentan, nu știu la ora asta ce a făcut Girona cu Alaves. O altă reprezentație, din nou marchează Bellingham, din nou Brahim Diaz joacă foarte bine, tot a fost perfect până la un punct, aproape perfect pentru Real Madrid, care l-a pierdut și pe Alaba. Este incredibil invazia asta, ploaia asta de rupturi de ligamente încrucișate, bă, parcă nu se rupeau ligamentele încrucișate la jucători ăștia atât de des. Asistam, aveam ruptură de ligamente încrucișate, da, ok, poamă, este teribilă, o accidentare teribilă este asta. Dacă se mai pune și meniscul așa cum are Gavi, este... Eu mi-am aminte o singură poveste, o scurtă paranteză, povestea cu Marius Nicolae, că eram apropiat, sunt apropiat de el, evident, dar atunci eram și mai apropiat dintr-un context de familie, în fine. Urma să plece la Milan. Și asta e o poveste care poate să știe, urma să plece la Milan, totul era antamat și se accidentează la ultimul meci al lui Sporting Lisabona, nici măcar nu jucase de la început. Loții Belonii a zis că nu-l bagă, el a vrut neapărat să joace, că era ultimul meci și vrea să-și ia el la revedere de la fanii care îl iubeau, fanii lui Sporting. Atunci era și tânăr, în fine, a intrat, nici măcar nu l-a lovit. A încercat unul să ia cu Victoria Guimaraes, mi se pare că a fost meciul, a încercat unul să ia mingea, că era și acolo. A încercat unul să ia mingea, l-a lovit undeva în spate, jos, ruptură de ligamente încrucișate, menisc și gata. Cam gata. Cam de atunci a început Marius Nicolae, care era pe niște cai uluituri. Să fie aproape de Milan și apoi să ti se ducă în așa hal cariera, mai rar. Asta e o paranteză. Parcă nu erau însă atât de dese rupturile astea de ligamente încrucișate ca acum. Serios. Alaba. Își rupe și el ligamentele încrucișate. Deocamdată nu știu în momentul ăsta dacă mai are ceva. Că niciodată nu știi. Tot are și meniscul afectat, nu l-are. Ligamentele sunt alea încrucișate, starea din spate care țin genunchiul. În fine. Hai să și vede. Primul semn pe care îl face, pentru că este, spun, Bratum mi-a povestit chestia asta. Dintre cei pe care îi cunosc eu, doar Florin Bratu a avut ruptură de ligamente încrucișate și a jucat altă poveste și asta. Ar trebui să fac o rubrică de povești. Era la Dinamo, meci cu CFR Cluj, își rupe ligamentele încrucișate și doctorul îi zice, hai du-te, și Mircea Reni, hai du-te, că n-ai nimic, du-te, dă-i drumul. Și a sărit genunchiul cu totul și a făcut ruptură și din nou, și la Florin. Ok. Alți ani, alte tratamente. Mă rog. Alaba așadar, că ăsta e subiectul, mă tot duc dintr-o parte, așa, tot derapez. Alaba e subiectul,
își rupe ligamentele încrucișate. La fel ca și Militao, la fel ca și Thibaut Courtois, la fel ca Militao. Trei rupturi de ligamente încrucișate în interval de 4 luni, nu știu dacă a avut vreodată Real Madrid în istorie. Explicațiile, ok, toată lumea se repede și spune, da, domne, e caledarul încărcat. Bun, foarte bine, e caledarul încărcat, aia e. Ghinion, din nou, o regulă. Ce mai contează explicațiile? Faptul e consumat. Ce face Real Madrid acum? Militao, perechea de fundaș central în sezonul trecut, vă aduceți aminte, Militao, Alaba. Ăsta era un triunghi care curtoa Militao și Alaba, care a ținut echipa mult în spate. Gata. S-a dus. Rămâne Rüdiger și Nacho. Rămâne Nacho. Ăștia doi rămân. Dacă s-a întâmplat ceva cu ăștia, vai și amar. E de presupus, eu așa cred, că Real Madrid va merge în Mercato. Sezonul lui Alaba e gata. Pierde și europeanul. E gata sezonul. Eu cred că Real Madrid va merge în Mercato, pentru că nu-și permite să rămână doar cu Rüdiger și Nacho ca fundași centrali în momentul ăsta. Va trebui să aducă măcar unul care să fie backup acolo pentru ei. Că nu și așa, ok, Tchouaméni și-a revenit, poate să joace Tchouaméni la Wadi, că poate să joace Tchouaméni. Mai repede l-ar lua înapoi pe Casemiro de la Man United, care vrea să plece. Dar va lua un fundaș central, eu așa cred, deși ei zic că nu, va trebui să se ducă, măcar nu să cumpere, cine știe, adică nu vă gândim să ne gândim acum că o să ia, să dea 100 de milioane, 50-70 de milioane pe un fundaș central, dar împrumutul un fundaș central va căuta să fie de backup acolo. Poate să-i dea, uite, poate să-i dea Barcelona, care are 4. Barcelona în momentul ăsta are 4 fundași central valizi, care pot juca Araujo, Koundé, Christensen și Inigo Martinez. 4 și sunt 4 jucători de echipa națională, foarte buni. Și în condițiile astea Barcelona ia o căruță de goluri. Să nu-mi spuneți de Drăgușin, că deja pe Drăgușin, săracul de el, îl văd transferat pe la o grămadă de echipe și asta nu știu cât de bine e. Totuși jucând la Genoa, serios. Adică dacă joci la Genoa, mi-e greu să cred că te ia Real Madrid. Te urmărește Real Madrid, dar nu, mi-e greu să cred că te ia Real Madrid și bagă pe teren după ce ai jucat la Genoa. Dar asta e o bună strategie, dar nu știu dacă nu cumva îl zăpăcește de cap pe copil. Dar situația cam asta e. Accidentarea asta lui Alaba strică într-un fel planurile, dacă or fi fost planuri de iarnă, pentru cei de la Real Madrid. L'Inter se ne va, zice Gazeta dello Sport, în sensul că Inter s-a dus la 4 puncte de Juve. Inter câștigă pe terenul lui Lazio. Meci bun făcut de Lautaro, meci bun făcut de Marcus Thuram și profită de frenata asta a bătrânei doamne în meciul cu Genoa. Genoa, echipa lui Drăgușin, despre care am vorbit mai devreme în contextul Real Madrid. Dacă n-ați văzut, intrați pe sportextra.ro, pe YouTube sau pe TikTok. Vorbeam de accidentarea lui Alaba și de, mă rog, de invazia asta de zvonuri care pe la noi îl dau pe Drăgușin pe la o grămadă de echipe. Genoa cu Drăgușin a oprit bătrâna doamnă, iar Inter a profitat repede și s-a dus la 4 puncte. Lucrurile sunt așezate. Inter a dat însă greu în Champions League peste Atletico Madrid. Mai are și meciul retur pe Metropolitano. Analiza tragerii la sorți am deschis ediția de astăzi din Orei de Fotbal Adevărat. Găsiți înregistrarea integrală pe site, pe YouTube sau pe contul meu de TikTok sau pe contul Sportextra de TikTok. S-a dus la 4 puncte. În regulă, e mare favorită Inter și rămâne. Pe 3 este Milan, s-au deschis niște breșe între locul 1, locul 2, locul 2, locul 3, locul 3 și locul 4. Pe 4 s-a insinuat așa Bologna și profit de ocazie să vă atrag atenția că, uite aici, Chelezione Amu, quarto e il Bologna. Pe locul 4, știți cine e antrenorul la Bologna? Thiago Motta. Eu cred că despre Thiago Motta vom auzi multe lucruri bune în viitor și cât de curând îl vom vedea făcând un pas în față, un pas avanti.
unde nu știu. Nu uitați, nu uitați că el a fost juniorul Barcelonei și jucătorul Barcelonei, a fost format de Barcelona. Asta așa, între noi, nu uitați. Nu uitați că a jucat la PSG, iarăși între noi. Sunt nici Luis Enrique și nici Xavi nu sunt atât de stăpâni pe scaunele lor. A jucat și la Inter, știu, dar acum Simone Inzaghi e în regulă. Și nu uitați că, având un impresar pe Jorge Mendes, are deschidere prin multe locuri. E posibil să-l vedem pe Thiago Motta din vară. Eu nu cred că în sezonul ăsta pleacă el undeva, deși a spus asta, se vorbește despre asta, dar nu cred că va pleca. Dar e posibil să-l vedem pe Thiago Motta din vară la o echipă mai bună decât este Bologna, care până una alta e pe locul 4. Ideea este că Inter se ne va, adică gata s-a cam dus fuga, e fuga, zice Gazeta dello Sport. A mai fost fuga asta. Da, îmi pare Inter o echipă foarte, foarte așezată. Pe de altă parte, bătălia cu Atletico Madrid, nu știu eu ce să zic, bătălia cu Cholo Simeone e întotdeauna, întotdeauna foarte complicată. Bun, ajungem și la Bundesliga. Bundesliga îl va avea lider de Revelion pe Xavi Alonso. E o poveste foarte frumoasă și foarte mult speră că ea să fie dusă până la capăt. În această etapă de weekend, Harry Kane a mai dat 2 goluri. 20. Are. Excelent, bravo. Nimic de adăugat. Se spunea că nu poate să joace, că are niște probleme medicale. Asta era avantajul meciului. Ne-am trezit cu el în echipa de start și a dat și 2 goluri. Bayern a bătut pe Stuttgart, ușor, 3-0. Stuttgart echipa de pe locul 3. Același scor Leverkusen cu Eintracht Frankfurt. Eintracht, echipa care demolase pe Bayern cu etapă până urmă 5-1. Și pentru că mai e o etapă și pentru că Bayern are un meci amânat care se va juca, cel cu Union Berlin amânat din pricina vremii, care se va juca după Revelion, e, uite că de Revelion Xavi Alonso e lider în Bundesliga. E un fenomen deja, încep mult să-l studieze. Fotbalul este splendid. Dacă n-ați văzut niciun meci, ați pierdut. Meciurile lui Bayer Leverkusen sunt foarte frumoase. E un fotbal atât de generos și atât de optimist și atât de pozitiv, cum mai rar am văzut, cu jucătorii de acolo. Și povestea asta frumoasă în legătură cu Xavi Alonso are 2 părți. Semnul de întrebare: unde se va duce Xavi Alonso? Posibilitățile sunt puține în sensul lui. Real Madrid, Bayern, Liverpool sau Real Sociedad. Da, deja Real Sociedad începe să devină cam mică echipă pentru pretențiile lui Xavi Alonso. Nu-l vezi la Barcelona, de exemplu, că el a fost un rival. Nu prea e de văzut prin Italia, nici prin Anglia, pe la Manchester United, cum am auzit. Totuși a jucat la Liverpool și e legat de Liverpool. A tot spus asta, dar până la urmă și la urmă omul e profesionist, nu e englez. E omul e profesionist. Man United reprezintă o tentație. Dar asta merită consemnat. Alonso Wintermeister, adică e omul care stă pe locul întâi în seara de Revelion. Pe 1 ianuarie, știi cum se spune, că pentru cine cum începe 1 ianuarie așa duci tot anul. Ce și-ar dori Xavi Alonso asta și ce și-ar dori cei de la Leverkusen? Vă aduceți aminte de Leverkusen? Echipa aia care a ajuns în 3 finale, practic, lupta pe 3 fronturi până în ultima clipă și le-a pierdut pe toate, campionat, cupă, Champions League. Leverkusen, i s-a spus atunci, echipa aia frumoasă, împotriva care a dat Zidane supergolul ăla în finala de la Glasgow, le poate câștiga acum Leverkusen campionatul cu Xavi Alonso. Ar fi o poveste frumoasă așa a fotbalului european. În schimb, aura asta lui Xavi Alonso crește din ce în ce mai tare. Cam atât pentru astăzi. Ne revedem joi la Breaking the News, cu ceva etape intermediare, cu ceva meciuri, cu cine știe ce alte subiecte. Până joi, toate cele bune!